Relația dintre fica lui Petre Roman și tatăl copilului ei este în aceste momente una bună, amândoi luând decizia la doar 5 luni de la divorțul cu ceva scântei să se împace. De ceva vreme, în lumea modernă se zvonește că cei doi vor face nunta din nou, însă Oana Roman a ținut să precizeze că încă nu există în plan o nouă nuntă cu Marius Elisei. Nu va exista nicio nuntă. Lumea a înțeles greșit, noi nu ne căsătorim pe 24 septembrie de ziua lui Marius. Noi vom merge la biserică, ne vom renoi jurămintele și atât, a declarat Oana Roman. Există totuși un moment emoționant care se apropie pentru cei doi, un moment prin care nu trec pentru prima oară. Acum 4 ani, tot de ziua lui Marius, am mers la biserică, ne-a citit preotul câteva rugăciuni 5 minute, iar apoi am mers la petrecere. Așa vom face și în acest an, nu este vorba, repet, de nicio căsătorie. Noi suntem căsătoriți la biserică, nu facem acum nici logodnă, ci doar ne renoim jurămintele, a mai declarat Oana Roman. Toate că nu este vorba de încă o nuntă cu Marius Elisei, Oana Roman pregătește o petrecere mare, însă a explicat că este vorba de petrecere de ziua de naștere a lui Marius, cu ocazia împlinirii a 35 de ani. După ce ne vom renoi jurămintele la biserică, vom merge la petrecere, este ziua lui de naștere. Vom observa ambele evenimente, normal, dar nu va fi o petrecere de nuntă, nu îmbrac nicio rochie de mireasă. Ne vor fi alături prietenii apropiați, familia, va fi totul relaxat, a mai spus Oana Roman. Aceasta a recunoscut că acum relația cu Marius Elisei este mai bună ca niciodată. Am depășit toate problemele, să fim sinceri, orice cuplu are o relație cu suișuri și coborușuri, dar într-o relație totul se negociază și dacă se ajunge la un compromis, totul este în perfectă ordine, a dezvăluit Oana Roman.